discuția din seara aceasta, care pleacă de la Simone de Beauvoir, de la Al doilea sex, cartea care a făcut-o celebră, nu, pe Simone de Beauvoir și care a transformat-o aproape instantaneu într-un icon al gândirii feministe și, în general, al gândirii social-politice continentale sau de influență planetară, într-un fel. Dar mă bucur mai ales din două motive. În primul rând, pentru traducerea asta nouă, făcută de un colectiv de patru autoare, Iuliana Glăvan, Cristina Balinte, Elena Ciocoiu și pe cine o și Marieva Ionescu, Marieva față de care sunt cel mai dator, pentru că ne știm de 15 ani cel puțin. Și în al doilea rând, pentru că această petiție splendidă de la Humanitas se va oglindi în seara asta în mintea Mihailei Miroiu, care ei suntem extraordinar de datori. Mihailei și minții ei, de femeie, cum spune ea memorabil într-o carte, cu mintea mea de femeie. Pentru că Mihailei Miroiu suntem foarte datori ca societate, a fondat studiile feministe în România, le-a instituționalizat. Vedem și astăzi, după trei decenii, poate vă vorbim și despre asta, după trei decenii în care gândirea feministă a făcut avansuri foarte substanțiale în România, încă există o rezistență, o rezervă, chiar o adversitate, îndrăznesc să spun, și chiar instituțională și chiar politică, față de gândirea feministă, față de educația de gen, față de extinderile astea ale domeniului luptei, care încearcă să dea voce, vizibilitate și drept de existență tuturor variantelor umanului. Aduceți aminte că recent s-a încercat chiar interzicerea educației de gen în universități. Până la urmă au renunțat la proiectul ăsta parlamentarii. Dar ne arată ceva. Ne arată că există încă un fel de rezistență la modernitate sau la egalitatea tuturor ființelor umane și că mai e foarte mult de lucru. Mă bucură deci foarte tare faptul că vom vorbi despre Simone de Beauvoir, despre felul în care devii femeie, spune ea memorabil, nu, o să ajungem și la asta, al doilea volum începe prin a spune femeie, nu te naști, femeie, devii. Și o discuție foarte amplă. De fapt, toată cartea, toată volumul, tot al doilea volum, toate cele 630 de pagini ale volumului 2, cu asta se ocupă, cu felul în care o ființă umană este antrenată pentru a deveni femeie și se repartizează anumite roluri. Eu v-aș propune să, adică îi propun în primul rând Mihailei, să procedăm așa. Eu să o las imediat să vorbească, după aceea să spun și eu eventual câteva lucruri și să facem un dialog între noi și cu sala, Mihaela, dacă sunt întrebări din sală, nu? Doamnele și domnii din sală, dar înainte de asta am să vă rog ca să suportați bine și nu stoic toată discuția de astăzi. În partea asta mai sunt patru locuri libere și acolo sunt încă trei. Adică fix șapte. Și vreau să vă simțiți bine toți. Da? Uite, acolo aveți, încă puteți să le întoarceți un pic ca să... Așa? Aici mai sunt două locuri, aici mai este un loc. Deci aveți încă trei acolo, în partea aceea. Așa. Bun, și cu asta toată lumea așezată? Și Ștefan, până și Ștefan Baghiu se așează, și chiar și o violară. Bun. Cu asta o să las pe Mihaela, Mihaela Miroiu, să înceapă să vorbească despre Simone de Beauvoir, poate o prezentare generală, poate chiar despre cartea asta din 49, despre al doilea sex. Cum te-ai gândit, Mihaela? Eu m-am gândit să încep cu întâlnirea mea cu Simone de Beauvoir, nu în viață fiind eu și nici ea. Dar întâlnirea intelectuală cu Simone de Beauvoir. Eu am fost studentă la filozofie și în toată facultatea de filozofie n-am avut nici măcar un rând de bibliografie scris de o femeie. Niciodată.
Sigur că de aici puteai să deduci că femeile nu gândesc filozof și că ajung cel mult în minunata ipostază să li se dea voie să învețe ce gândesc bărbații în filozofie. Și asta e mai general pentru multe domnii. Și că până la urmă le vor îngădui să învețe, le vor îngădui să învețe și pe alții, dar mai ușor cu gânditul, cu mintea proprie. Și de fapt cred că acesta este marele nostru subiect. E foarte curios cum o studentă care a făcut filozofie între 1974 și 1978 și știa că există și citise cel puțin 3 cărți de literatură ale Simonei de Beauvoir, traduse în limba română, ca să nu spun că citise pe partenerul ei, Jean-Paul Sartre, studiase ca filozof, era în bibliografia obligatorie. Dar nici nu mi-ar fi trecut prin cap că ea scrie dincolo de literatură și nu era niciunde menționat acest lucru. Așa că întâlnirea mea cu Simone de Beauvoir a fost târzie și la a doua mână, adică a fost în anii 90, via teoria feministă americană și britanică, adică într-un mod foarte pervers. Acum, gândiți-vă și dumneavoastră că sunteți marea majoritate mai mult mai noi decât mine pe pământul acesta, unii nu chiar, vă apropiați un pic așa istoric vorbind, gândiți-vă, dumneavoastră, că întâlnirea noastră cu o asemenea carte s-ar fi produs într-adevăr în tinerețe. Pentru că aceasta este o carte care combină filozofia cu teoria politică, sigur cu o substanțială parte de etică, cu interpretări filozofice ale biologiei, cu interpretări filozofice ale teologiei, etc., etc. Este o carte de mare substanță. În primul rând, cei care și-o vor cumpăra să nu se aștepte că se citește ușor. Nu e literatură. Este scrisă frumos pentru că autoarea este și scriitoare. Și scriitoare fiind, are exercițiu textăpilului. Adică, pe scurt, nu e deloc o lectură neplăcută, e o lectură foarte bună, dar e genul de lectură în care îți propui să citești în vreo 2-3 zile un capitol care, atenție, pe care tinzi să-l studiezi, pentru că este o carte de studiu, nu e o carte de... În fine, nu e cum e acum obiceiul să faci tot soiul de shortcut-uri, de micro-înțelepciuni care sunt prefabricate. Asta e o demonstrație, un argument și ca toate explicațiile, demonstrațiile și argumentele, se urmărește cu un efort intelectual serios. Adică vă rog să mă credeți că și pentru mine, la vârsta asta și cu exercițiul meu, nu e o carte pe care am recitit-o ușor. Plăcerea cea mare a venit din faptul că, spre deosebire de... Eu am citit-o prima oară în engleză, o să râdeți. Da, așa s-a nimerit în vremea respectivă. Deci o carte apărută în 1949, am fost citită de mine la începutul anilor 90 în limba engleză. După care mi-a căzut în mână și ediția franceză, lucrurile s-au mai potolit. Dar prima oară, cartea asta a fost tradusă în România la 50 de ani după apariția ei în Franța. Și întrebarea este cum tu admiți să traduci pe Sartre fără niciun fel de probleme și să mai existe și bibliografia facultății, să traduci și literatura scrisă de o femeie, dar să faci obstrucție totală în privința acestei traduceri. Și chestiunea este următoarea. Și o să vedeți că aici și ea pică într-o anumită capcană autoare. În România, într-adevăr, femeile s-au emancipat prin muncă în timpul comunismului. Pe scurt, nimeni nu le-a oprit să muncească până nu mai știau cum le cheamă. Asta e clar. Pentru că doar 4% dintre ele nu muncea. Era munca oricum obligatorie. Ei, în aceste condiții, când trăia într-o societate care avea un singur ism, comunismul, care mântuia pe toată lumea, nu? Deci nu exista nici ecologism, nici liberalism, nici conservatorism, niciuna dintre celelalte orientări nu avea drept de cetate. Evident, feminismul
în sensul drepturilor femeilor și egalitatea de iure și de fapt pactul cu bărbații nu încăpea într-o societate în care drepturile fundamentare erau la muncă, la viață și la pace. Ce treabă are asta cu ideea de emancipare? Și se vorbea totuși despre emanciparea prin muncă. Ca dovada ostilității cumplite a comunismului față de feminism e faptul că, de exemplu, în momentul în care femeile din Rusia au încercat în partidul bolșevic să facă propriile lor orientări de natură feministă, Clara Zetkin a fost, să zicem, campioană din punctul acesta de vedere, organizațiile feministe au fost interzise ca fiind burgheze. Deci, pe scurt, cine mai asociază feminismul cu comunismul comite, după părerea mea, o fraudă intelectuală, gândind empiric, adică după ce lucrurile au trecut, după ce s-au întâmplat, este clar că orice ism încape numai în democrație. Acolo e loc pentru toată lumea, e pluralism, avem loc toți, cu diverse categorii de interese și percepții. E bine, deci, uneia ca mine și tuturor generațiilor de femei, în consecință, vorbesc de a mamei, care era contemporană cu ea, a mea și cea de după, nu au avut parte de o asemenea lectură, care, atenție, este crucială. Este crucială în viața oricărei femei care și-a pus vreodată întrebări în viața ei despre propriul ei, așa zis, destin, să numim așa deocamdată provizoriu, și pentru orice fel de bărbat care suferă de umanism de profunzime și se întreabă pe ce lume trăiește, dacă lumea asta e o rânduită bine sau dacă e o rânduită prost, de ce e prost? Și ce se poate face un pic mai departe? Deci, pe scurt, contextul istoric în care a apărut cartea aceasta ar fi cam următor. Ne aflăm în 1949 în Franța, după război. Cercurile intelectuale ale Franței, mulți dintre ei participanți la rezistența franceză, deveniseră foarte radicale în modul lor de a gândi problema libertății și a responsabilității. Și unul dintre curentele cele mai puternice la vremea aceea a fost existențialismul. Existențialismul contrazice fundamental ideea de destin pe care ți-l impune cineva sau ceva. Formula principală este existența precede esența, esența fiind sensul sau destinul fiecăruia. Cu alte cuvinte, noi existăm, ca sensul vieții noastre este ceea ce alegem noi, ceea ce construim noi pe parcursul vieților noastre. Cu alte cuvinte, în oricare situație, Sartre o spunea foarte explicit, tot facem alegeri. El e atât de radical încât spune și când e vorba de înrolarea cu forța în război. Nu? Ai de ales între a te înrola, a dezerta sau a te sinucide. Sigur că pare o chestie cumplită, sunt alegeri extreme, nu? Dar dacă ai ales să te înrolezi, atunci acest război este al tău și fiecare răspunde direct proporțional cu capacitatea lui sau posibilitatea sa de a decide. Asta era, să zic așa, cadrul general de gândire în filozofia existențialistă. Simone de Beauvoir a fost una din a doua femeie care a putut să studieze filozofia în Franța, inclusiv la nivel universitar și să-și facă un, la vremea aceea, echivalentul unui master, a fost o studentă strălucită, respectiv Sartre s-a situat pe primul loc în generația lor, ea pe al doilea loc, bănuiesc că nu știu exact care a fost situația din teren, că asta este, dar a fost o femeie de excepție din punct de vedere intelectual, și o femeie care și-a ales un destin absolut incomod. În familia ei, traseul era pregătit splendid. Fata noastră, uite, se duce și studiază mai ales la mănăstire, unde se educă fetele ca viitoare soții minunate.
creștine minunate și între timp se produc niște sincope în familie, familia sărăcește, ea nu are zestre și știa că nu se va putea neapărat mărita respectabil. Fără zestre, fără dotă, nu mergea chestia asta. Pentru că destinul prescris era, n-ai decât să faci și ceva școală, că dă mai bine, la, e acolo, la CV-ul de măriti și îți dă bine chestia asta. E un punct în plus. Dar este clar că alegerea în viața ta este să te măriți, să-ți găsești un bărbat apreciat în societate, să te măriți și să fii de profesie soție și mamă. Asta era un destin prefabricat foarte serios. Să nu comparăm societatea românească de atunci cu societatea franceză de atunci, pentru că Franța avea o burghezie destul de extinsă, inclusiv o mică burghezie extinsă, era o țară mult industrializată peste noi. În același timp, în România, în regatul român, dilemele existențiale erau mici. Respectiv, 47% din femeile din România nu înceau, pentru că erau țărânci. 47% din totalul forței de muncă erau femei care munceau, dintre care cele mai multe erau țărânci, adică erau producătoare. Dilemele acestea existențiale s-au născut în principal în Occident, pentru că în Occident, pentru multe dintre femei, era alegerea principală sau singurul lucru care le făcea o viață suportabilă, era să-și găsească individul care le va întreține restul vieții, le va da nume, le va da statut. Nu? Eu țin minte că mama, în generația mamei mele, îi se spunea doamna capitan și ea era învățătoare, tatăl meu era capitan. Și nu accepta chestiunea asta, se revolta. Și lumea se enerva pe revolta. Eu nu sunt doamna capitan, eu sunt învățătoare. Adică trăiesc pe picioarele mele, pe profesia mea, pe educația mea și sunt măritată cu un capitan. Bine, ok. Ma, problema este că se moștenea ideea aceasta că statutul nu e al tău, e al celui lângă care stai. Acesta e contextul în care ea face studii, acesta e contextul în care devine realmente o intelectuală de excepție și în care poate să se angajeze firește, nu la universitate. Ce să caute o femeie la universitate? La un liceu, bun, de altfel, unde a fost profesoară multă vreme. Nu mă mir, noi avem un caz destul de similar cu Alice Voinescu în România, care și-a făcut un excepțional doctorat cu suma cum laude în Germania, parcă, dacă nu amintesc bine, despre Kant și când s-a întors la București, care din băieții lui Nae Ionescu ar fi înghițit o femeie profesor la Facultatea de Filozofie? Mai mult, n-a fost înghițită nici să predea filozofie, ea s-a dus la conservator și a predat istoria artei. Acestea erau timpurile. Dar ce vreau să vă spun este că o femeie ca Simone de Beauvoir este una care schimbă timpul. Asta este problema. Pentru că, într-adevăr, timpurile, la modul efectiv, în sensul drepturilor civile și politice, și pentru bărbați și pentru femei, au fost schimbate de mari mișcări civice și politice și cu mari sacrificii, cu morți, cu privare de libertate. Și în cazul femeilor a fost asemănător. De exemplu, în Statele Unite ale Americii. Cu foarte mare risc, femeile au reușit să-și obțină drepturile civile și apoi ale noastre au fost mai cumințele, n-au ieșit pe străzi și normal. Mișcările de emancipare sunt urbane. Pe cine să fi scos cu miile în stradă să îți apere drepturile? Ei bine, în contextul acela în care, pe rând, începe obținerea drepturilor și în Franța, care a fost o întârziată istorie. Știu că feministele române spuneau ceva de genul, din Franța mai degrabă luăm parfumuri și modă decât emancipare politică și civilă. În Franța, dreptul la vot a fost introdus în 1945. Formal, strict formal, în România a fost introdus în 1939, dar din 1939 au început dictaturile, care este comunistă, și prima oară când au votat româncele în istorie a fost în 20 mai 1990.
Atunci au votat în alegeri libere, pluraliste, mă rog, cu ofertă corectă. Ei, ea scrie în 1949, după ce, de exemplu, Organizația Națiunilor Unite consacră ca drepturi universale și drepturile femeilor. Și problema e următoare. Noi știm, unii dintre noi, ce a însemnat experiența, s-a prăbușit regimul comunist ca putere de stat și de a doua zi ți se spune, gata, ești liber, treci la democrație. Păi după ce ai fost spălat pe creier 50 de ani, cam ce cultură civică, ce mod de viață poți să ai încât în secvența 2 să poți să devii un democrat sau democrații în masă? Puțin probabil. Gândiți-vă însă că patriarhatul la care se referă ea și în care trăim încă mulți, era milenar, scuze. Deci când ai atâtea milenii de dictatură patriarhală în forme hard și soft, cum Dumnezeu, Doamne iartă-mă, să scoți chestia asta din capul femeilor peste noapte pentru că li s-au recunoscut drepturile civile și politice? Este o treabă foarte dificilă. Tu poți să proclami orice libertate, dar libertatea cere realmente instrumente pentru asta. Și ea, de exemplu, face un comentariu foarte interesant la motivele. Ei au avut o discuție foarte serioasă în Parlamentul francez despre drepturi de vot în 1932. Aceeași discuție serioasă în România s-a votat în 1923. 23. Pledanta principală a fost Calypso Botez, o femeie excepțională. Și replica, ca să nu mai înșir, a fost una și aceeași, mai ales din partea liberalilor. Nu e momentul potrivit, avem alte priorități. După cum vedeți, povestea merge și acum, în aceeași direcție. Lasă-vă, ce mă luați cu chestia asta. Deci ce spune ea, de exemplu? Care sunt argumentele date de Parlamentul francez? Darea de seama a apărut în L'Officiel, e cât se poate de semnificativă. Se găsesc acolo toate argumentele pe care antifeminiștii le-au dezvoltat timp de jumătate de secol. Pe primul loc stau argumentele galante, poate la ei, la francezi, nu cred că mai au o cultură mai galantă. De tipul, iubim prea mult femeia ca să o lăsăm să voteze. E lăudată în maniera lui Proudhon, femeia adevărată care acceptă dilema curtezană sau casnică și ar pierde farmecul votând. Ea stă pe un piedestal și ar face bine să nu coboare de acolo. Femeia are totul de pierdut și nimic de câștigat devenind alegătoare. Ea îi guvernează pe bărbați. Noi nu avem expresia cu gâtul și capul, nu? Fără să aibă nevoie de buletin de vot. Obiecții mai serioase privesc interesul familiei. Locul femeii acasă, discuțiile politice ar crea neînțelegeri între soți. Unii dau dovadă, zice ea, de un antifeminism moderat. Femeile se deosebesc de bărbați. Ele nu fac serviciu militar. Vor vota și prostituatele până unde ajungem, nu? Iar alții afirmă cu aroganță superioritatea masculină. Votul e o sarcină și nu un drept, de care femeile nu sunt demne. Ele sunt mai puțin inteligente și mai prost instruite decât bărbații. Dacă femeile ar vota, bărbații s-ar efemina. Deci un arsenal serios care era și pe la noi. De exemplu, am publicat prin 2002 o carte care se numește Patriarhat și emancipare în gândirea politică românească și am analizat ce spuneau în secolul XIX și pe urmă la începutul secolului XX, liberalii, conservatorii, legionarii și așa mai departe. Cel mai frumos vorbeau liberal. Adică ei, fiind de influență, până la arsenal dur, sinistru, singura menire a femeii pe lumea asta este să nască postași pentru patrie și fii ai patriei, pe care nici n-au voie să le să educe, pentru că adevărata educație legionară nu e făcută de către femei. Nu? Deci, un arsenal complet care se regăsește în vremea aceea într-o intensitate extrem de semnificativă. Deci, practic, ea plonjează într-o astfel de istorie. Și plonjând într-o astfel de istorie în care, iată, când ea avea 38 de ani, franțuzoaicele obțin dreptul la vot, întrebarea este, și acum ce o să se întâmple? Care e pasul următor?
Asta înseamnă că deja s-au emancipat? Sau să vedem ce le ține pe ele prizoniere, cumva, în povestea asta? Sigur că multe din lucrurile pe care le spune nu sunt inactuale și am ales o mic fragment care vorbește, e un exemplu de femei musulmane, dar mi-a plăcut că de fapt reia mitul peșterii, știi? Mm-hmm. În bucata aia. Femeia musulmană obligată să poarte vălul și închisă în casă este și astăzi în majoritatea straturilor societății un fel de sclavă. Nici asta nu s-a întâmplat mare lucru. Mi-aduc aminte de o hrubă într-un sat sărăcăcios din Tunisia, în care stăteau ghimuite patru femei, soția bătrână, chioară, știrbă, cu fața schimonosită, făcea turte pe o sobă mică cu cărbuni învăluită într-un fum înțepător. Alte două soții, puțin mai tinere, dar aproape la fel de desfigurate, își legănau copiii în brațe, una din ele alăpta așezată în fața unui război de țesut. Când am ieșit din grota aceea întunecoasă, regat al imanenței, pentru că tensiunea între imanență și transcendență, ceea ce e sacru, ceea ce e profan, e un leitmotiv al cărții. Deci când am ieșit din grota aceea întunecoasă, regat al imanenței, pântec și mormânt, asta e o altă metaforă folosită despre femeie, că ea este pântec și mormânt. M-am întâlnit pe culoarul care urca spre lumină cu bărbatul îmbrăcat în alb, strălucind de curățenie, zâmbitor și solar. Se întorcea de la piață unde stătuse de vorbă cu alți bărbați despre treburile lumii. Punea țara la cale, nu? Acum avea să petreacă câteva ore în refugiul acela, care era al său în mijlocul marelui univers căruia aparținea și de care nu era separat. Pentru bătrânele ofilite, pentru tânăra soție, răzită aceleași rapide decăderi, nu exista alt univers decât peștera plină de fum, din care ele nu ieșeau decât noaptea, tăcute și cu fețele acoperite de văl. L-am citit pentru că nu s-a întâmplat mare lucru pentru o bună parte din lumea musulmană. Deci în sensul acesta, ea ce face? Analiza asta pe două volume este absolut excepțională. Să te imaginezi că erau și alte autoare înaintea ei, iar Franța avea o tradiție interesantă. De exemplu, prima mare utopie feministă din istorie, a fost scris, publicată în 1405 și aparține lui Christine de Pisan, care e la origine italiancă, dar și-a găsit mai multă libertate de documentare și de creativitate la curtea franceză. Și acolo a scris această primă mare utopie feministă. Al doilea exemplu excepțional și tragic este Olympe de Gouges, care a fost revoluționară în Revoluția franceză, o femeie colosală care după ce a fost scrisă și citită Declarația Universală a Drepturilor Omului și Cetățeanului, ea, în același 1991, publică Declarația Drepturilor Femeii și Cetățenei. În fine, după care Abi binevoit să discute puțin împotriva lui Robespierre și exagerărilor turbate în care o luase Revoluția franceză și a fost gratulată cu ghilotina în 1793. Deci, e una din feministele franceze, cum a fost pedepsită Ioana d'Arc, care n-a fost feministă franceză, ci doar o femeie extrem de puternică. Primul punct al judecății ei a fost să ai depășit prerogativele date sexului tău. Deci, arzi, vrăjitoare, nu? Cine putea să facă asta? A avut o situație, să zic așa, asemănătoare și Olympe de Gouges. Mai mult decât atâta, numele ei după aceea a fost folosit în cerce să acționeze politic. Era asimilată cu Olympe de Gouges, pe care mulți francezi nu mai știau ce a făcut. Știau numai că a fost ghilotinată. Deci vrei ghilotină? Bagă-te în politică. Era o amenințare substanțială. Important. În același timp, în Anglia, era mai bine, să știți. Adică Mary Wollstonecraft, care la 2 ani, nu, la un an diferență față de Olympe de Gouges, scrie o revendicare a drepturilor femeii, o carte excepțională, care e prima carte de teorie politică feministă, ea nu pățește decât niște jigniri serioase. Adică, pe scurt, parlamentarul care scrisese
drepturile, cartea despre drepturile omului, Thomas Paine, ia cartea ei și o trântește, cartea ei a apărut după un an, o trântește în Parlamentul Britanic și spune: păi ce e porcăria asta? Dacă ajungem, dacă le dăm drepturi femeilor, o să ajungem să dăm drepturi și iepurilor și morcovilor. Ceea ce s-a întâmplat pentru că următoarea generație de drepturi în istorie a fost ecologistă. Drepturile animalelor. Deci comunii, n-a exagerat. Până la urmă, istoria i-a respectat demersul. Dar ce vreau să zic este că a existat o diferență între comportamentul, să zic așa, emancipator britanic și comportamentul emancipator francez, în sensul că în prima parte, adică în partea britanică, era ceva mai multă toleranță, adică nu, mă rog, nu chiar plăteai cu viața, plăteai cu închisoarea, cum a fost la sufragete, de exemplu, sau la cele care militau pentru dreptul de vot în Statele Unite ale Americii. Deci Franța a venit târziu față de Anglia și față de Statele Unite. Cu 20-25, ba chiar cu aproape 30 de ani mai târziu decât aceste state la formula asta. În schimb, s-a bucurat extraordinar de faptul că o intelectuală excepțional echipată a adunat tot ce se putea la nivel de documentare. Eu vă rog să mă credeți că sunt în continuare crucită și îmi dau seama ce norocoasă am fost. Și eu cum am trezit în fața lecturilor din feminismul intelectual, sigur, pe parte mai degrabă de filozofie, teorie politică, etc. Și mi-am dat seama că femeia asta a trebuit să scrie și despre biologie, să scrie și despre teologie, să scrie și despre conținuturile filozofice ale acestor lucruri, să le facă istoric, să facă și capitole pe care le-am numit de sociologie în înțelegerea unui fenomen. Este uluitor. Uluitor. 20 de ani mai târziu, lumea cunoaște o explozie, deci după, să zicem, în jurul anilor 70, cunoaște o explozie de lucrări extraordinar de bune, în special în lumea anglo-americană, dar care erau totuși specializate. Tratai, frate, o problemă, nu 100. Ea a fost obligată să ia la pachet toată povara asta extraordinară, care se cheamă cum explicăm și cum definim patriarhatul, cum se manifestă, cum se manifestă descoperirile biologiei ca să speculeze inferioritatea femeilor. Că, de fapt, fiecare dintre capitolele astea s-ar numi cum construim femeia ca altul și ca inferiorul nostru, care, de fapt, nu are dreptul la minte, pe scurt, nu? Pole lungi și minte scurtă, zice o vorbă populară, nu gândește cu capul propriu și găsește explicații. În primul rând, găsește și un lucru care este extrem de important. Găsește sursele istorice și religioase, care preced marile monoteisme și în care sacrul feminin era foarte bine reprezentat și arată felul în care se transformă încât femeile dispar din economia sacrului și nu mai înseamnă decât profan și imanență. Avem și noi, asta e o chestiune pe care o pot studia la noi oricând, nu? Plecând de la ideea de necurățenie a femeii, femeia la ciclu este necurată, spurcă tot, etc., etc., și are un capitol în care povestește cum e tradiția populară, cum se ofilez florile, se acrește băutura, tot ce pune o femeie care sângerează, spurcarea este de un impact extraordinar. La noi se păstrează în tradiția religioasă, care vine din Levitic, nu din ideea că o femeie după ce naște este necurată și că trebuie să facă molifte de curățenie și că acestea sunt făcute la 3 săptămâni dacă a născut un băiat, care e cruce întreagă, și la 6 săptămâni care, dacă ai născut o fată, care e jumătate de cruce. Este și acum prezentă în tradiția noastră. Teoretic, Sfântul Sinod nu te lasă să intri la ciclu în biserică, dar în fine. Parcă stă cineva să te întrebe. Dar, pe scurt, sunt tot soiul de credințe care te fac să nu te simți bine cu tine. Să nu te simți bine cu corpul tău, să nu te simți bine cu experiențele tale femeiești,
să nu te simți bine cu faptul că există, asta a fost ecuația mare a misoginismului, tot timpul. Tot timpul gândirea misogină, atenție, bărbătească și femeiască, să nu ne închipuim că ea a fost o gândire așa a bărbaților și femeile aveau una dizidentă. Ăsta era sistemul de referință. Toată lumea trăia în acel sistem de referință. Toate se bazau pe următoarea chestiune, pentru că vă dați seama, perioada modernă, ea este la intersecția între modernism și postmodernism. Unii spun chiar că a generat, până la urmă, a fost Bobrnacu care a împins spre postmodernismul feminist. Mergeai de la o chestie foarte simplă. Nu vorbim de modernitate, decât post-iluminist, în momentul în care se consideră că la naștere suntem toți egali. Și că ceea ne face să diferim e mediul, felul, educația, contextul social, etc., etc. Adică, pe scurt, nu ne naștem mârlani, mitocani, nesimțiți, misogini sau misandre sau nu știu ce. Suntem învățați, ne luăm niște pattern-uri mitale din cultura, din mediul nostru și devenim așa. Asta e situația. Că nu putem, niciunul dintre noi nu e Crusoe, nici n-ar fi posibil unul care să nască din nimic așa. Ei, aici ai niște pattern-uri extrem de dense cultural, ai impresia că toate sunt prescrise și că n-ai cum să te miști în afara lor. Deci, practic, ești prizonier, că ceea ce se numește prizonieratul nostru într-o cultură devine aproape natural. Pentru că e foarte normal, pentru că e banal, pentru că e foarte obișnuit. Și marea ei problemă, dar o să-l las pe Radu că ne-am făcut de cap, marea ei problemă este cum ieși din povestea asta pe care o moștenești după milenii de gândire misogină și patriarhală, alimentată și de către bărbați și de către femei. E foarte greu să vorbești după Mihaela în general, dar acum mi se pare și mai greu, adică a fost așa într-un fel de fază de Roger Federer, at its best. Nu, de Martina Navratilova, at its best, ca să fiu... să nu fiu... așa. O să vorbesc un pic așa, baton rompiu, dar încercând să mă leg de ce a spus ea, ca să putem construi un dialog. Cartea, după cum vedeți, e construită pe două volume, nu întâmplător și nu doar în rațiuni tipografice, să zicem, ca să împartă un bloc de 1000 de pagini, 1000 și ceva de pagini în două, și pentru că a gândit-o în două volume. Primul volum are trei capitole mari. Destinul, istoria, mitului. În destinul se ocupă cu ce a spus Mihaela, cu observarea felului în care femeia devine femeie în biologie. Prin sexoare, prin individuație sexuală, și o ia de la microorganisme, de la biologia asta, a ființelor monocelulare, nu? Și de când începe înmulțirea să devină sexuată, și până la, evident, mamifere, până la animalul uman, să spunem, până la, cum spune ea, animalul sexual femelă care e învățat să devină femeie. Și observă cum se repartizează rolurile. Asta se întâmplă în destinul. E vorba de destinul în interiorul unei specii, care specia devine constrângătoare pentru femeile și observă cât e de nedrept în toată lumea animală. Faptul că femeia prin corpul ei nu se servește numai pe sine, în toate specii, în toată lumea animală. Prin corpul ei, femeia se servește pe sine, dar mai ales servește specia. Specia cumva este transcendența despre care vorbea înainte și Mihaela, transcendența, ceea ce este în afara propriului corp și folosește corpul femeii pentru a-și atinge niște scopuri, fără să fie interesată de voința interpretării. Roluri mai complicate, restul sunt mai ales femeile. Dar chiar, fie că ești femeie, fie că ești femeie, e mult mai complicat. Pentru că nu dispui de corpul tău cum vrei, ci o specie dispune de corpul tău cum vrea ea. Și deseori asta te face bine nefericită, te face frustrată, e mult mai dificil pentru tine. Și exemplifică. Și cu exemple absolut fabuloase de la tot felul de organisme, eu mi le-am notat mental, dar nu cred că e cazul să vă stric plăcerea lecturii
descoperind cât de bogată e lumea animalului din punctul ăsta de vedere. Și există și niște avantaje și niște dezavantaje. Și să fii masculin astfel de multe ori în lumea animală, adică o pățesc și trântorii și, și bine, bine că o pățesc, mă rog, asta și merită. Dar, nu, lumea asta nu e puțin. Nu e bine nimănui, așa se... Între indivizii... Dar asta, și acolo, într-adevăr, o erudiție a studiilor biologice incredibilă pentru un om care este un gânditor politic și social, în fond, dar care a dezvoltat de nevoie o erudiție în științele biologiei fabuloase. Și totul cu o privire foarte clară de la un cap la celălalt. Ăsta e destinul. E clar de ce se cheamă destinul, da? Și asta e ideea esențială. Corpul femelei sau al femeii are o dublă subordonare, spre deosebire de corpul bărbatului. Și de aici încep problemele. Subordonat voinței individuale și voinței specii. Și de aici încep problemele. Doi, istoria. Acolo se ocupă doar cu femeia umană care devine femeie și o ia istoric, de la primele societăți până la cele de astăzi și observă cum bărbatul, sigur că au existat și câteva societăți matriarhale, dar care au dispărut destul de repede din motive de organizare, nu știu dacă o să ajungem să vorbim și despre ele, dar ea le puntează. Însă bărbatul a reușit de la început să aibă solidaritate în a face pactul de subordonare a femeii. I-a ajutat într-un fel și natura, cum zice Simone de Beauvoir, această dublă subordonare a corpului femeii. I-a ajutat și solidaritatea lor. Observă Simone de Beauvoir că împotriva propriilor interese, femeile nu sunt, din păcate, solidare. Adică, zice ea, burghezele se vor solidariza cu burghezii și nu cu proletarele. Și așa mai departe. Și explică și pe rase, femeile albe care se vor solidariza cu bărbații albi, nu cu femeile negre și așa mai departe. Deci e o solidaritate greu de obținut în lumea feminină împotriva intereselor femeilor, spune Simone de Beauvoir. Dar aici, observând construcția societăților, că asta de fapt studiază aici, cum s-a construit țesătura socială prin subordonarea femeilor de către bărbați pe termen lung, de câteva milenii, și e interesată mai ales de două aspecte, care țin de felul în care se construiește societatea și își avansează și își construiește și prezentul și viitorul. Problema moștenirii, pe care o studiază, aici are erudiție juridică. Da. Aici își construiește alt tip de erudiție. O înainte a fost biologică, aici pe erudiție juridică. Cum se construiește moștenirea? Cum se construiește, și pentru asta trebuie să afli cum se construiește proprietatea privată și pentru asta trebuie să afli cum se construiește familia. Și le ia pe rând. Și observă cum se construiește familia, cum din asta derivă proprietatea, cum din asta derivă problema moștenirii și cum femeia este exceptată sistematic de la asta. Problema moștenirii, apoi problema tot legată de problema proprietății private, problema contractelor pe care femeia nu le poate semna. Nu? Problema, și ajunge până la urmă la problema dreptului de vot. Aici a vorbit și Mihaela. Și arată cât de măgari sunt bărbații. Mă rog, asta știm deja. Dar ca să vă dau un singur exemplu de cinism. În Statele Unite, de pildă, în Statele Unite, în mod surprinzător poate, au fost primele state care au acordat, cronologic, care au acordat drept de vot femeilor în 1869, prima dată în Wyoming. După aia, în 1893, deci 24 de ani după aia, aproape un sfert de secol, un alt stat american, în total 9 state din Statele Unite au dat drept de vot femeilor, dar mai degrabă formal și fără să pună în practică asta. Mai degrabă ca un fel de cadou, așa, de formă, pentru faptul, zice Simone de Beauvoir, probabil că explicația stă în faptul că împreună bărbații și femeile în America au fost nevoite să lupte cu o natură ostilă, o lume ostilă, să construiască împreună. Bărbatul a depins de femeie mult mai mult. Și atunci, cumva, s-a prefăcut că îi acordă un fel de recunoaștere juridică. Erau și mai puține, erau buni. Dar asta vreau să zic. S-au prefăcut formal că le dau dreptul de vot, dar au făcut tot ce le-a stat în putere ca să întârzie asta. În 32, când e discuția în Parlamentul francez, deci mult mai târziu, a citit Mihaela înainte. Deci după toată discuția respectivă din Camera Deputaților, Noua Zeelandă și Australia au fost mult mai ok din punctul ăsta de vedere, dar nu mai insist. Ce vreau să spun e că aici, în acest capitol, e vorba de erudiție, în primul rând, juridică și unde arată cum s-a construit juridic nedreptatea pe milenii. Și discriminarea, și periferizarea, și marginalea, și secundarizarea. Al treilea capitol din primul volum se cheamă miturile. Și aici ia
mai ales miturile religioase, îl împarte în trei capitole. Se ocupă de mituri religioase și mituri culturale, mai ales. Ia miturile religioase și arată cum și acolo imaginea femeii a fost sistematic negativă, în majoritatea miturilor, cu foarte puține excepții. Și în miturile culturale, de asemenea, nu ai nevoie să insist. Și acolo e vorba și de mituri culturale de circulație folclorică, să zicem, și de mituri culturale literare. Scrie despre Stendhal, scrie... Nu, Stendhal e singurul care a fost ok, singurul care a fost feminist cu adevărat. Dar scrie despre Monternon, pentru care femeia trebuia întotdeauna dominată, eventual și strivită, ca distracție, așa. Sunt texte literare ale lui Monternon care, pur și simplu, personajul se distrează din superioritatea lui masculină, distrugând femeia. Pentru Lawrence, evident, trebuia să fie obiect sexual. Pentru cine mai este acolo, Claudel, femeia, doar dacă era credincioasă și se ocupa cu slujirea lui Dumnezeu, era ok. Restul era o femeie demonică care trebuia de asemenea eliminată. Și dintre toți, doar Stendhal este cel care spune a fost de-a lungul istoriei foarte nedrept cu femeile. Orice geniu care s-a născut femeie, zice Stendhal, a fost distrus. Nu s-a putut manifesta pentru că societatea nu l-a lăsat să se manifeste. Deci am pierdut jumătate din geniile umanității noastre, spune Stendhal. Din pricina acestei nedreptăți de organizare. Și asta, cu asta se încheie primul volum, da? Cu destinul, cu istoria, cu miturile. Și toate construiesc o imagine generică a feminității astea discriminate, distrugând. Și al doilea volum, și cu asta cred că mă opresc, o las mult pe, m-am lucit eu, o las pe Mihaela, sau pe dumneavoastră, dacă aveți întrebări pentru ea. Al doilea volum este, se cheamă Experiența trăită și imaginează o ființă feminină de la naștere până la moarte. De la naștere, cum se naște, care sunt rolurile atribuite în funcție de sex, cum este, asta e prima propoziție care poate e cea mai cunoscută propoziție a cărții, cea cu care începe volumul 2. Femeie nu te naște, femeie devii. Femeie nu te naște, devii. Niciun destin biologic, psihic, economic nu definește înfățișarea pe care o ia în societate femeie la uman. Civilizația, în ansamblul ei, este cea care elaborează acest produs intermediar între mascul și castrat, considerat feminin. E tare propoziția, dar e perfect adevărată. Și tot volumul acesta, 600 și ceva de pagini, 630 de pagini, explică cum anume se construiește acest rol social în toate ramificațiile. Din nou, este vorba de corpul femeii, este vorba de relațiile sociale, este vorba de relațiile de muncă, de relațiile conjugale, de aspirațiile artistice eventuale, de ceea ce se chema atunci invertiri sexuale. Un capitol întreg se ocupă cu lesbiană. Cu toate rolurile sociale atribuite femeii, de la un cap la celălalt, și se încheie. Și finalul e splendid. Nu știu dacă îți fac spoilere sau nu. Hai să citesc. Te las pe tine să faci spoilere ca să fie ok. Și acum o să o las. Deci e o carte care, într-adevăr, deschide minți. Nu te miri că a fost atât de explozivă. Și astăzi a ridicat. Sunt pasaje pe care le puteți atribui. Poți să crezi că sunt citat pasaje nasoale despre femeie, îngrozitoare, care pot fi oricând citate din diversi parlamentari români de astăzi. Pot să fie, și sunt unele vechi de... De fapt, ați văzut și în ce cita Mihaela înainte. E o carte care deschide minți, o carte foarte necesară, nu doar în România, peste tot pe planetă, și care nu și-a încheiat încă cataliza. Are o forță de cataliză, o forță... Dacă ar putea modifica societatea, ar putea să o aducă înspre... Atât vă spun, ca să nu fac spoilere. Ultimul cuvânt din carte este fraternitate. Spune că a fost datoria bărbaților să construiască libertatea. Ok, poate că au făcut-o. Dar acum este cazul ca bărbații și femeile împreună, egali, ca ființe umane egale în cadrul speciei, să construiască fraternitate. Și asta e catalizat pe care poate să facă o astfel de carte. Să ne ajute să construim cu adevărat fraternitate. Da, eu o să mai adaug câte ceva referitor la acest volum 2, în care ia condiția de femeie de la copilă până la fată și ambiguitățile faptului de a fi fată, ce am să contribuie, dar nici nu-l repudiază în mod ferm. Înăuntru ei este prea spușiată pentru a intra în luptă cu lumea. Se mulțumește să fugă de realitate sau să o conteste la nivel simbolic. E simbolic.
sigur, și băieții au revoltele lor firești în adolescență, la fete, să zicem, se uită la mamele lor și are pe undeva un capitol în care povestește chestia asta, ce înseamnă să fie o femeie matură, o femeie cu copii mari. N-am să vă citesc pe ea, că nu mi-am pregătit aici un citat, dar în orice caz, ideea principală este cea care ulterior va fi preluată și dezvoltată într-o mare cercetare de către o feministă americană, Betty Friedan, care îi datorează enorm, și care spune, doamne, paternul este că o femeie trebuie să-și dorească să aibă casă, să aibă copii, să-i crească, să aibă o familie frumoasă, etc., etc. Ce studiază Betty Friedan este ce se întâmplă cu femeia după ce copiii cresc și pleacă și ea este casnică. Să trecem peste crizele vârstei mijlocii la bărbați și la faptul că mai schimbă macazul, mai ales ea de succes. Dar formula lui Friedan seamănă foarte bine cu demonstrația lui Beauvoir. O femeie împlinită e o femeie terminată. Deci rețeta pentru a fi împlinită înseamnă că tu, din momentul ăla, ți-ai tăiat aripile și nu te mai lași să crești. Nu e metafora arborului bonsai. Ți-a zis societatea că atât ai bucățica ta, păi vei sta în ea cât ți-a spus. Și dacă ai fi avut tu niște aripi, n-ai decât să ți le ții așa, pentru că ești într-o colivie în care ai confort. Balzac spune, o citează Beauvoir, așa, dacă vreți femeia sclavă, atunci puneți-o pe un piedestal și va sta de bunăvoie, da? Deci înălțați-o undeva și gata, ea se declară flatată, fericită și, bine mersi, își pleacă cap. Sunt multe lucruri pe care ea le explorează. Explorează problema, o problemă foarte simplă. Aventura. Cât de accesibilă este pentru o femeie aventura, inclusiv boema, dacă vreți. Cât de mult îți permis să o iei tu de nebună, leanca, la munte, la mare, să-ți spui, vreau să stau cu mine, uite pe Via Transilvanica, că tot există. E același lucru să, chiar și acum, să pășești pe pământul ăla de una singură zi și noapte, în condițiile în care el alți n-au aflat că tu ai drepturi. Sau mă rog, nu interesează. Deci sunt foarte multe lucruri legate de condiția asta, ce spuneai tu apropo de biologie. Sunt lucruri pe care cred că trebuie să le știm ca să înțelegem de unde venim. Deci au fost foarte mult, o lungă perioadă din istoria umanității, nu s-a știut aportul bărbaților la, la copii. Se separa ideea de sex de ideea de reproducere. Se considera că reproducerea datorează unor larve, funigei, nu știu ce. Vin copiii, vin zânele, femeile îi nasc. Deci bărbații nu aveau treabă cu asta. După care, când se descoperă aportul bărbaților, se crede că femeia nu are decât un uter, un pântec, da? În care bărbatul însămânțează copilul cum ar fi un microcopil, da? Ca o ghindă, din care crește stejarul. De ce? Pentru că ovulul s-a descoperit în secolul XIX. Deci vă dați seama câtă vreme aportul genetic al femeilor la copii a fost tratat ca fiind zero și mai mult, dacă tu vrei să știi sigur că e sămânța ta, păi trebuie să o ții pe aia sub pază, ca nu cumva bunurile tale să rămână la altă creatură. Acum zicem, domnule, am scăpat, faci un test genetic, ai terminat problema. Dar lucrurile nu erau deloc simple. Problema e că există explicații, unele de natură biologică, foarte multe de natură istorică, cele mai multe de natură teologică, pentru o anumită stare de fapt. Sigur că Simone de Beauvoir nu spune în cartea asta niciodată că este feministă. Prima oară va spune despre ea că este feministă în 1972, la un mare marș împotriva interzicerii avorturilor în Franța, respectiv pentru dreptul de la avort. Și se asociază cu mișcarea de eliberare a femeilor din Franța și atunci spune despre sine că este feministă. Deci a durat între 49 și 72 mult până când ea și-a recunoscut și avea toată îndreptățirea să fie creatoare de idei, să iasă din rând,
să creeze o alternativă la lumea dată, dar o alternativă ideatică, probabil visa și credea că are geniu, eu cred că chiar l-avea, fără discuție, și pariul ei fundamental era unul de natură intelectuală. Mai târziu și-a dat seama că poate te salvezi așa rând pe rând fiecare, încercând să... vedeți, asta e o chestie pentru care ea a fost și detestată. Unii au numit feminismul ei unul misogin. Pentru că până la urmă, formula ei este, dacă vrei să fii egal la bărbatului, trebuie să devii bărbat. Adică pe scurt, să îmbrățișezi libertatea și să lași baltă specia. Adică să-ți asumi un destin în care povestea cu maternitatea ai lăsat deoparte pentru că tu vrei să faci parte din fraternitatea marilor bărbați intelectuali. De aceea cartea asta a rupt, practic, devenirea feminismului în două. Pentru că ulterior, deci se consideră că valul 2 al feminismului e cel al diferențelor, în care problema este, hai să explorăm diferențele între bărbați și femei în sensul potențialului lor creativ, nu să negăm femininul pentru că îl neagă misoginii. Nu? Poate că în aceste, tot ceea ce este și face o femeie, există foarte multă valoare, care n-a devenit niciodată valoare publică pentru că n-a fost lăsată să devină publică. Și intrăm în altă etapă, care se cheamă feminismul diferențelor, unde apare și o mișcare radicală și ecofeminismul, mă rog, mai multe. Dar, cumva, ea a făcut foarte bine că a dus lucrurile la limită. La limită. Adică, dom'le, trebuie să ne lăsați, dar asta e valabil pentru unele dintre noi. Problema e, cum poate fi valabil pentru cele mai multe dintre noi? Că pentru toate și pentru toți, singurul lucru valabil pentru noi toți, sunt două lucruri valabile. Că am fost născuți și că vom muri. Restul, toate sunt mai mult sau mai puțin particulare. Ei, ca să îi citesc această ultimă parte, un fel de I have a dream de Simone de Beauvoir, într-o perioadă, atenție, în 1949, în continuare, cea mai mare parte a educației post-gimnaziu era segregată peste tot în lume pe sexe. Eu sunt prima generație de fete din România care a făcut învățământ mixt, umioara, da? Respectiv, de-abia de la noi, încolo, accesul fetelor la studii a fost nediscriminatoriu și mixt. Adică nu am mai mers la școli de băieți, școli de fete, nu mai aveam pensioane sau școli de gospodine sau ceva de genul ăsta. Nu putem, că de-aia când se miră cineva ca prostul, băi, dar ce ați făcut voi în istoria omenirii? Te uiți prin Sibiu și la numele străzilor, simbolistică, statui, nume de amfiteatre și ajung la concluzia că femeile chiar n-au făcut nimic, au dormit toată istoria. Dacă te iei după simbolistică și după recunoaștere. Și atunci, cum e cu putință ca... Plecând de la o istorie în care nu există, eu citesc acum cărți despre, deci dacă mi-am luat Sibiu ca oraș al meu, atunci vreau să știu istoria în profunzime. Citesc istorie de perioada medievală. Mă uit la muzeul Altenberg. No women, no cry. Nu, nicio bătaie de cap. Deci eu, imaginați-vă că ea scrie asta în 49, când încă nu exista învățământ mixt la copiii care ieșeau din pubertate, mă rog, intrau în adolescență. Și când pune cineva întrebarea, ce dracu ați făcut în istorie, am un singur răspuns. Dacă e vorba de varianta că ea era obsedată încă de ideea de geniu. A fost o obsesie lungă vreme, s-a estompat de mai puțină vreme și nu neapărat întotdeauna bine. Dacă vreți să vedeți rata prostiei femeiești, adică pe scurt, ele n-au creat știință, filozofie, istorie și așa mai departe, pentru că erau mai proste, e simplu. Uitați-vă la laureații premiului Nobel până în 1990 și după. Și după veți constata că produsele învățământului mixt au...
ce speram? Pe undeva m-am dus așa, așa m-am mișcat. Cu o vie emulație s-a susținut că femeile nu au geniu creator. Este teza pe care o apără cu tărie doamna Mar, Boreli, printre altele pe vremuri o antifeministă notorie. S-ar zice însă că ea a încercat să facă din propriile cărți dovada vie a lipsei de logică și a prostiei feminine, astfel încât ele se contrazic singure. De alminte, ideea unui instinct creator dat trebuie zvârlită, la fel ca ideea eternului feminin. În vechiul dulap, zvârlită în vechiul dulap cu concepte. Ceva mai concret, unii misogini susțin că, fiind atinsă de nevroză, femeia nu poate crea nimic valabil. Dar aceleași persoane declară adesea că geniul este o nerozie, o formă de nebunie. În orice caz, exemplul lui Proust arată destul de clar că dezechilibru psihofiziologic nu înseamnă nici neputință, nici mediocritate. Că despre argumentul care se desprinde din lecția istoriei, tocmai am văzut ce trebuie să gândim despre el. Faptul istoric nu poate fi considerat ca devenind un adevăr etern. Acesta nu face decât să traducă o situație care se manifestă ca istorică, tocmai pentru că e pe cale să se întâmple. Cum ar fi putut vreodată femeile să aibă geniu, dacă orice posibilitate de a realiza o operă genială, sau o operă pur și simplu, a fost refuzată? Odinioară, bătrâna Europa i-a acuzat pe dispreț pe americani, cu dispreț pe americanii barbari, care nu aveau nici artiști, nici scriitori. Înainte de a ne cere să ne justificăm existența, dați-ne voie să existăm, a răspuns în esență Thomas Jefferson. Lăsați-ne întâi să există. Sigur că până acum posibilitățile femeii au fost înăbușite și pierdute pentru umanitate, dar a sosit timpul ca în interesul ei și al tuturor, femeia să fie în cele din urmă lăsată să-și încerce toate șansele. Mulțumesc! V-ați rugat dacă sunt întrebări din public, sunt aproape sigur că există, pentru Mihaela Miroiu. Nu, pentru amândoi, că cartea asta o împărțim cu drag împreună. Bine, pentru amândoi, dar mai ales pentru Mihaela Miroiu. Da. În pasajul citit de Mihaela, chiar înainte, Simone de Beauvoir a explicat de ce n-a existat un Van Gogh feminin. Asta li se reproșa. N-ați dat niciodată un Van Gogh. Da, da. Și spune, păi n-am dat pentru că, nu pentru că nu au existat femei talentate, dar pentru că n-au putut avea viața lui Van Gogh. Să meargă în insule de unele singure, hai, să circule, să vadă lumea, să meargă la Arles, să bată singure cafenelele și bordelurile din Arles, ce să mai vorbim. Să-și lasă familia și copiii balte. Și n-aș fi putut să aibă genul de experiență care să le permită asta. Eu, înainte de întrebări, și cu asta mă opresc, cartea merge citită foarte bine în paralel cu memoriile lui, memoriile Simonei de Beauvoir, cu memoari din Jean Firanger, care cred că au fost traduse ca memori de unei fete primiți. Da, 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 aia a fost tradusă prima oară când eram eu foarte tânără, ca și toți oamenii sunt muritori și ca și moarte ușoară. Adică partea de literatură, partea să zicem. Partea de literatură, da. 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 Așadar, întrebări, vă rog. Da. Bună seara. Vă numiți? Denis. Mă întrebam cum a fost primită cartea atunci când a fost ea scrisă și dacă credeți că ea a avut o cameră doar a ei. Ea Simon. Ea Simon, da. Te rog. Eu n-am răspunsuri elaborate, așa spune că a fost exploziv, adică a fost și interzisă. Ceea ce e o mare onoare pentru o carte. Interzisă în dictaturi, interzisă, primită rău de instituțiile catolice. Deși nu vorbește rău de catolici, adică ea spune de pildă că cei care au susținut cel mai fervent la final de secolul XIX, început de secolul XX, lupta sufragetelor și a femeilor pentru drept de vot, au fost comuniștii și socialiștii catolici. Adică ea chiar vorbește de bine deseori, nu, totdeauna, mă rog, mai are și pagini dure despre catolicismul antifeminin, chiar antifeminist, dar vorbește nuanțat.
Toate astea au fost interzise și de papalitate și de și în Spania lui Frank, un intelectual onest și antifeminist după cartea asta. Mie așa mi se pare. Indiferent de sexul tău, adică și bărbat și femei, orice ai fi fost, nu prea ai cum să mai rămâi, cum să ai fi, să fii antifeminist după ce citești astfel de carte, astfel de popoare. Și și-a făcut a doua parte a răspunsului, i-a avut o condiție economică bună, că a avut avantajul ăsta. Deci a avut o cameră numai ei, cu vorba de Virginia Woolf, dar și-a și construit-o în același timp. Pentru că doar cartea apare în 49, să nu uităm, cu 17 ani înainte, în 32, discuția din Camera Deputaților din Franța pe care am rezumat-o, cred că dă bine contextul epocii, redă bine contextul epocii. Adică și-a construit un spațiu al libertății cu eforturile care se văd și din carte și din memoriile ei. Și-a luat libertatea. Ea e o demonstrație vie că libertatea e atât cât ți-o iei, atât cât ești dispus să ți-o iei, cu toate riscurile. Ea a fost colegă cu Jean-Paul Sartre și erau prieteni foarte buni. A fost o poveste de dragoste între ei. Ei au fost căsătoriți sufletește, așa s-au exprimat ei. A făcut un fel de angajament de căsătorie sufletească. Scuze, Sartre a zis că a fost singura căsătorie esențială din viața lui, restul au fost căsătorii circumstanțiale. Au rămas împreună tot timpul, dar n-au locuit niciodată împreună. Deci ea a avut întotdeauna locuința ei. Și, într-adevăr, e foarte greu pentru o femeie cu... atenție, casa stă pe capul unei femei oricum. Și am văzut două lucruri foarte interesante. Am văzut în poezia, când am fost la Iași, da? La Filip. Am fost atentă, fără nicio fel de intenție, la poeziile citite de poeți și de poete. Am rămas înmărmurită. Când vorbeau despre corp, și este o temă foarte serioasă în poezie, bărbații vorbeau despre corp. Când vorbeau despre corp, femeile vorbeau și despre cârpe, bucătărie, rufe, deci casa ca gospodărie, ca locus, devine o parte a corporalității tale, o parte a identității tale corporale. E o mare diferență între astea. Mă rog, acum chiar sunt într-un caz foarte interesant în care i-am spus unei bune prietene, draga mea, nu o să-ți termin cercetarea dacă stai acasă cu toată casa pe cap. Vino și stai la mine, că nu e casa ta, e pe capul meu, nu e pe al tău, știi? Ceea ce s-a și întâmplat și îi merge bine. Asta vreau să zic. E bine să ai o cameră ta, dar dacă camera aia e înconjurată de camere în care sunt copii, în care sunt bătrâni care suferă și nu știu ce, casa aceea nu mai e a ta. Chiar dacă e, nu mai e a ta, important este, poți să te eliberezi pentru ceea ce faci, fără să te mai gândești la 10 lucruri care îți sunt în responsabilitate. Alegerea aia a fost, ok, nu mă căsătoresc, n-am copii, asta e singura soluție ca să pot să fiu creativă, să fiu scriitoare, să încerc și filozofie și așa, să scriu filozofie. Asta e foarte important. Dar la ora aia nu părea că există altă soluție. Fericirea pentru generația voastră este că există și soluția numită familie partenerială. Asta e un lucru extraordinar, dar pe vremea aia era în afara discuției. Da. Era o declasare. Chiar discută Simon de Beauvoir asta. Era o declasare pentru un bărbat să participe la triburile în casă. Păi da, de asta e poate mai necesară carte. Alte întrebări? Da? În seara Roger Furman. Și asemănări și diferențe foarte mari. În primul rând, în societățile protestante există obligația de a citi Biblia. Fapt care a făcut ca în societățile protestante serioase să se facă școli și să aibă acces și fetele că trebuiau să citească Biblia. Asta înseamnă alfabetizare. Deci, dintr-o dată, se produce un decalaj
educațional foarte serios între lumea protestantă și celelalte două lumi, și catolică și ortodoxă, din cauza alfabetizării. Că în momentul în care ești fată, femeie și citești, măi, o să scap și la surorile Bronte, o să scap și la Jane Austen și așa mai departe. Adică nu stai numai în... ți se dă un instrument pe care tu îl folosești. Și instrumentul ăla poate să meargă efectiv și către gărgăunii emancipări. Deci probabilitatea e mult mai mare unde accesul e mai mare. Și dacă e vorba de campioane, sigur că sunt țările protestante. Demonstrația cea mai bună este că trendul drepturilor, marșurile, mitingurile, sacrificii, tot ce vreți, au mers atât de tare în lumea protestantă încât la ora actuală nu mai există nici măcar o grădire să fie arhiepiscop. Sau... Eu am cunoscut-o pe episcopa de Helsingør, șefa bisericii daneze, care era mamă singură divorțată. Dar la ei lucrurile stau așa. Dau un concurs de teologie și în urma concursului de teologie, cei care, mă rog, sunt teologi, doi ajung pe primele două locuri și acei doi sunt supuși votului comunității. Adică și comunitatea își alege capii. Sigur că sunt forme de organizare foarte diferite. Lumea catolică în sensul educației vine puțin în urmă față de cea protestantă. E cumva ajutată și de alte chestii, de exemplu, mariologia și multe dintre părțile astea ale catolicismului fac ca tratarea cu dispreț a femeilor să nu fie chiar atât de globală. E cu du-te vin. Dar hotărât campioanele în privința emancipării și drepturilor femeilor sunt în ordine țări protestante. Respectiv, prima, Noua Zeelandă, Australia, urmează asta în secolul XIX. Urmează la foarte începutul secolului XX. Țările scandinave, până în 1910, ele au avut toate drepturile, bine mersi, și au și intrat în Parlament. Despre asta vorbim. După care urmează Marea Britanie și Statele Unite ale Americii cu o astfel de dominantă și, într-adevăr, în mișcarea feministă s-au înrolat mai ales protestante, care nu au avut atâta opresiune din partea... În ce ne privește pe noi, lucrurile sunt relativ diferite. Odată pentru că accesul la carte a fost târziu, de exemplu, în Regatul Român, în secolul, în 1900, 82% din populație era analfabetă, dintre care 72% bărbați, 92% femei. Emanciparea în masă, ca și mișcările de emancipare, nu se fac cu o populație de genul ăsta. Noi am avut un feminism de cercuri intelectuale, din orașele mari, adică am avut câteva centre puternice în Iași, în Cluj, în București, bine, în Clujul, în ce altă chestie foarte interesantă. La Unirea din 1918, femeile din Transilvania au pierdut dreptul de vot la locale pe care îl căpătaseră în Imperiul Austro-Ungar. Nice! Și când până la urmă a fost militantismul puternic pentru universalizarea drepturilor de vot și la nivel local și la nivel național, singurul pledant serios pro din clasa politică a fost Iuliu Maniu, care moștenise ideea că e chiar mai bine că femeile au drept de vot la locale. Deci, e că liberalii s-au opus cu toată ființa lor. Nu mai vorbesc conservatorii. Deci, pe scurt, da, e foarte diferit. Iar în ortodoxie, problema cu educația și accesul la știință de carte este sistematic întârziată. Ca noi, pe vremea respectivă, mai era Bosnia și pe aproape Rusia. Chiar și bulgarii, care erau ortodoxi, ei aveau 57% populația analfabetă, nu 82%. Deci lucrurile astea nu se pot corela în sine cu conținutul. De exemplu, la nivel de fond, teologia ortodoxă, mai ales când e vorba de mistici foarte interesanți, de gen Evdokimov sau Losky, e și feministă și ecologistă. Dar depinde pe cine citești. Ca de obicei.
Deci dacă îi citesc pe ei, zic, I am fine. Nu știu dacă v-am mulțumit. Da, mulțumesc. Păi eu n-aș prea avea ce să adaug decât să spun anii de care vorbea, anii câștigării dreptului la vot de către femei de care vorbea înainte Mihaela sunt 1896 Noua Zeelandă, 1897 Australia, 1906 Finlanda, 1907 Norvegia. Deci în 10-11 ani deja drepturile astea erau obținute în țările astea protestante, după care urmează Suedia un pic mai târziu. Și că e perfect adevărat ce spune pentru epoca modernă, dar mai de mult însemnând ca în secolul 18, 17-18, în ce privește relația Transilvaniei, Sibiului protestant, de pildă, cu centrul catolic, cu Viena, lucrurile erau pe dos. Protestantismul local era mai, cum să-i spun eu, conservator, da, antiartistic. Nu vedea deloc cu ochii buni, mai iacobin într-un fel, nu vedea deloc cu ochii buni arta. Teatrul era cea mai suspectă dintre arte. Iar Centrul Catolic Viena încerca să trimită aici regizori și artiști care să deschidă mințile cumva și să facă un dialog mai bun între Viena și Sibiu. Pentru că Sibiu a fost un câștig de asta. Viena l-a trimis aici la 1790 ca director de teatru pe Christoph Ludwig Sepp, pe prietenul lui Goethe, care punea în timp real în Sibiu piese ale lui Goethe. Adică în timp real Goethe le scria și amicul lui făcea reprezentație aici. Deci atunci era pe dos. Catolici erau cumva mai deschiși către modernitatea artistică, cel puțin, ca să nu vorbesc de cea politică, și protestanții nu. Deci diferența a fost tot timp. Da, vă dau și un exemplu care vine în favoarea ortodoxiei. Au fost arse pe rug, pe catastif, deci măsurat ce înscris. 100.000 de femei pentru prăjitorie. Niciuna dintre ele nu era ortodoxă. Asta e foarte important. Adică când e vorba de hiperexigență și de pedepse și așa mai departe, ortodoxia e mai laxă. Nu se sperie așa cu una, cu două și se mai dă, mă rog, de făcut niște rugăciuni, posturi și așa mai departe, care te ajută la mântuire, dar genul de pedepse practicate împotriva femeilor, foarte clar, nu au fost atât de dure ca în foarte serioasele biserici de care pomeneați, care legea era lege, regula era regulă, etc. La noi cu regula e mai frumos. La noi o femeie poate fi zidită, de exemplu. Mitologia populară, da, ne spune o poveste, mă rog. Nu neapărat în astea există nici comunități conduse de femei. Am văzut niște reportaje și toată lumea e mulțumită acolo, dar dacă acceptă situația, femeile conduce economică. Și moldovenii par mulțumiți. Și Comisia Europeană, și Parlamentul European, și... Femeile conduc, nu, e vorba de, poate n-am văzut reportajele, da, dar cred. Femeile conduc toate problemele. Acum, eu am întrebat... Da. O replică foarte scurtă, și vreau să mi-era să vorbească serios. Christine Lagarde, știm cu toții cine e, Christine Lagarde a spus cumva, dacă banca respectivă s-ar fi numit Lehman Sisters, nu Lehman Brothers, n-am mai fi avut genul ăla de criză. Exact. Sunt lucruri care au conflictualitate etichetă. Dar e clar că la nivel tendențial și în toate cercetările pe care le-am făcut, inclusiv cu Maria Bucur, în România, de exemplu, sunt niște diferențe mari. De exemplu, o diferență foarte mare e cum ar ierarhiza femeile bugetul public. Și ele pun sănătatea locul 1, educația locul 2, administrația locul 3, cultura și la capăt de tot serviciile, armata și nu știu ce. Deci nu decizi care sunt prioritățile tale, nu le ai. Dacă nu ești acolo să iei hotărârea cum să împarte chestiunea asta, este clar că ele pică. Deci odată e o tendință a lor să aibă alte priorități. O altă problemă este că lor li se pare că dacă înving într-o competiție, persoana aia învinsă se simte prost și ar trebui cât de cât protejat. Adică nu știu dacă ar mai da 10 picioare cuiva căzut sau ceva de genul ăsta.
Altă problemă foarte clară e că tradiția și ce vreți dumneavoastră le face să se organizeze mai bine în rețea decât ierarhic. Adică se organizează între ele să rezolve probleme, o rețea de ajutor, nu trebuie neapărat să-și pună șef, subșef, parașef, etc. etc. Și altă chestiune care se vede iară clar, inclinația lor, care nu-i neapărat bună, să lucreze socotind că e de datoria lor să o facă, fără să aștepte recompense, inclusiv simbolice, foarte mari. Mari premii, mari nu știu ce. O fac pentru că cred în ceea ce fac și se mulțumesc cu puțin. Asta e rău. Deci asta cred că e o parte negativă. Se mulțumesc cu prea puțin. Iar ale noastre amărâtele nici măcar nu au avut pretenții de la bărbații lor. Adică noi nu avem genul ăla de femeie mofturoasă, bate din picior și te pune să-i aduci jumate de lună. Eu trăiesc în Germania și acolo femeile sunt sistematic plătite mai slab decât bărbații. Și la noi. Iar femeile din vest le invidiază pe cele din est care au pensii mari. De ce? Pentru că au muncit. Au muncit. Își dădeau copiii la creșă și la grădiniță și munceau. În vest, de obicei, dacă ai copii, stai acasă câțiva ani. Nu prea există creșă și grădiniță în vest. Prea puține. Acum s-a rezolvat și la noi. Nu cred. Să nu mai pripa. Da. Foarte puține părinți. Deci pentru femeile cu venituri mici, creșa devine utopie. Da. Alte întrebări? Da, acolo în spate, cred că e unul ridicat. Vă numiți? Raluca. Raluca. Vorbeați mai devreme de felul în care femeile ar fi tentate să redirecționeze un buget, chiar dacă e amorul toată general. Și mi se pare că acel mod lucru acum trebuie să avem paritate sau nu știu că plasă pe femei în instituții, ceea ce nu mi se pare că e neapărat cea mai bună idee. Pentru că nu se poate de competență în multe situații. Ideea în schimb, dincolo la sexul celălalt care are... Mai competențe. La sexul celălalt, competența debordează. Mă rog, da, aveți dreptate, dar cred că e o discuție mai competență. Anyway, mă întrebam uneori cum definim succesul și dacă societatea, în momentul ăsta, e pregătită să îmbrățișeze toate ce spunea spuneați mai devreme legare de vinință, toate de a doua generație, bazate diferențe. Acum e a patra generație, să știți. Voi sunteți în a patra generație. Okay. Eu eram la intersecția 3 cu 2. În rest, femeile își permit luxul să rămână femei, dar când e vorba de politică, trebuie să faci translatarea către calități macioiste ca să răzbești, nu? În politică și în business. În primul rând, să știți că eu cred în reprezentare politică. Și pot să spun că oricând s-ar găsi un număr egal cu numărul parlamentarilor, care să fie foarte bun și să locuiască în București, în centru. Și n-ar mai trebui deloc să mai alegem de prin toată țara, că acolo s-au adunat o mulțime de oameni care sunt specialiști. Cine trebuie reprezentare teritorială? La cine trebuie? De ce ne trebuie reprezentarea minorităților etnice? Reprezentarea femeilor trebuie să fie proporțională cu ponderea lor în populație, pentru că democrația este despre reprezentare. Punct. Fapt pentru care mie nu mi se pare, în cazul nostru, rezolvabil fără ca legea electorală să nu prevadă că dacă nu se fac listele o femeie, un bărbat, un bărbat, o femeie, deci fermoar, cum îi zice, niciodată nu se va întâmpla chestia asta. Și că nu primesc decât listele așa. Este dreptul dumneavoastră să fiți reprezentat în Parlament. Și e dreptul dumneavoastră să fiți reprezentat în felul dumneavoastră. Și cu interesele privite prin experiențele și nevoile dumneavoastră. Dacă avem toți dreptul ăsta, atunci înseamnă că Parlamentul ăla trebuie să fie oglinda unei societăți. Această societate are 51% femei. Care lipsesc? Lipsind ele, uite, când tu trăiești în sate, care în continuare n-au apă, n-au canalizare, n-au nimic, întrebarea mea e dacă la primărie erau jumătate femei, mai erau satele astea din comune fără apă și canalizare? Păi de ce sunt așa? Pentru că patriarhatul la sat e cu mințel acolo, nu e parteneriat, adică cică nu-și spală izmenele lui.
Și nici nu cară gălețile cu apă ca să facă mâncare. Deci nu el se confruntă cu asta. Și atunci problema este că eu mă confrunt cu o problemă. Am un interes. Vreau să deschid robinetul și să am apă. Nu vreau să spăl cu mâna. Pentru că în momentul în care tu n-ai apă curentă, n-ai nici mașină de spălat. Nu vreau să spăl, frate, ca în secolul XIX, lăsați-mă în pace. Nu ești în Consiliul Local, interesul tău nu e în Consiliul Local. O să se asfalteze încă de 10 ori, mai tragem niște asfalt peste asfalt și cu asta basta. Deci, eu cred că această reprezentare e obligatorie dacă vrem democrație. Altă problemă. Trăsăturile astea despre care vorbiți sunt specifice, cum am zis, regimurilor autoritare sau democrațiilor incipiente sau fragile. Ele nu sunt solicitate în țările care fac parte din democrațiile consolidate. Atenție, Statele Unite nu-i pe lista asta. La democrațiile consolidate intră în continuare locul 1, 2, 3, țările nordice. Astea sunt consolidate, cele mai puțin corupte, deci la ele se măsoară de la 1 la 100, nu? 1 este Finlanda, 1 la 100 scala corupției. Și Norvegia. Și Norvegia. Și când te uiți la relația între democrație consolidată, corupție, starea corupției, echitate, distribuirea mai echitabilă a bunurilor publice, vei găsi numai țări care au paritate de gen în politică. E cum dracu să facem? Întreb și eu. Deci problema e, ce vrem? Eu cred că exact cum e și în familie, nu? E vorba de echilibru. Tu vii cu trăsăturile, interesele și problemele tale. Eu cu ale mele. Niciunul dintre noi nu deține, cum să zic, nu e conștiința aluilalt, decât dacă facem acasă un matriarhat clar și practicăm ceea ce se cheamă o misandrie acerbă. Eu nu zic că femeile nu sunt misandre. În viața privată întâlnești foarte multă misandrie. Și se manifestă prin descalificarea bărbaților care ar fi buni la ceva în gospodărie. Adică, pe scurt, îi țin dependenți într-un mod pervers. Îi fac neputincioși în mod pervers. Astea sunt lucruri care realmente sunt demne de reflectat. Pentru că, până la urmă, dacă ei nu o fac în viața publică, ne îngrădesc și ne spun așa, și noi procedăm în viața privată foarte asemănător. Lucrurile astea, dacă vrem să fim întregi, ar trebui cât de ce face practic pentru a ajuta totuși generațiile următoare de fete. Deci nu vorbim politic, cunosc politica, educațional, pedagogic, da. Psihologic, înțeles. Să fie stimulată, să-și crească potențialul. Mulțumesc, doamna Olaru. Este o întrebare foarte bună, care trebuie continuată. Ce facem practic cu generațiile următoare de băieți? Pentru că mie mi se pare că criza cea mai mare este în legătură cu băieții acum și nu cu fetele. În sensul următor, e un lucru observabil statistic, că în învățământul superior crește foarte mult numărul de, proporția de absolvente fete. Merge, cât e, Adrian? 56% și crește, da? Rezultatele băieților la bacalaureat sunt net mai proaste și la examenul de capacitate. Școala pare că nu e prietenoasă cu ei. Asta e o mare problemă. Pe urmă te trezești, școli de meserie ai foarte puține, școli vocaționale foarte puține, în care ei când eșuează pe zona asta de învățare, se pot duce să-și facă o meserie. Lumea se digitalizează, cere capacități de comunicare, cere alte competențe decât cum îndoi eu fiare și cum care eu chestii grele și așa mai departe. Deci devine o lume mult mai aptă pentru calități femeiești, pe care băieții ăștia nu le învață acasă prin, decât dacă modelul este așa, și la școală n-au unde, pentru că educația pentru viața privată în școala românească este zero barat. Și reforma ar pleca exact de la asta, așa am să vă spun și despre asta. Deci, pe scurt, eu nu cred că fetele sunt în pericol acum, ca poziție în școală, cred că băieții sunt în pericol.
Și cred că felul în care e neglijată povestea asta acum, inclusiv faptul că nu se reflectă asupra unor facultăți profund feminizate, științele sociale sunt profund feminizate, literatura limba e profund feminizată, medicina e din aproape, e clar majoritar feminină, dreptul, deci toate astea se feminizează foarte mult. A face o politică de echilibru de gen înseamnă a introduce un numerus clausus pentru băieți la admiterile unde vezi că scad prea mult. Și scad prea mult pentru că în adolescența lor poate e un pic mai grea, nu sunt educați de acasă atât de din scurt ca fetele, poate sunt ceva mai neserioși. Deci mie mi se pare că la ora actuală ei sunt în risc mare. Adică ce vrei în mod onest, nu este o lume răsturnată. Este o lume echilibrată. Adică eu nu zic că data viitoare o facem noi. Dacă feminismul devine instrument de legea talionului, păi să se ducă naibii. Problema e cum faci o lume în care să încăpem toți cu calitățile noastre și ne dezvoltăm mai, cum ar zice de Beauvoir, androgin. Respectiv, să putem să culegem și dintr-o parte și din alta partea bună a noastră, că umanitatea noastră este complexă, fără să impunem chestiile astea. Deci, deocamdată, eu văd două lucruri. Unu, atenție la băieți, în multe sensuri, și doi, am propus introducerea educației pentru viața privată, cum? Asta în 97-98. Vorbim Tales from the Crypt, unii nu s-au născut încă. Așa. Anume, la fizică. Să învețe foarte clar ce este cu instrumentele electrocasnice, cum se folosesc, să explice fierul de călcat, mașina de spălat, etc. etc. La anatomie, să știe cum să se hrănească bine, ce simptome poate să aibă corpul bolnav, etc. etc. La filozofie, să facă cursuri de etică aplicată pentru diverse situații tensionate de viață. La chimie, substanțele, inclusiv substanțele astea care se folosesc în casă, cum se combină, etc. A face o școală în care face aceste discipline pe tablă, fără nicio relație cu viața copilului ăla, a lui, a familiei lui, presupune că tu vrei să-ți faci din fiecare dintre ăștia un fizician, un biolog, un chimist, nu știu ce. Nu un om cu o cultură științifică aplicată, o cultură încorporată. Vrei supra-chimiști și supra-matematicieni? Le clasă spre cele, lasă-i să zboare, dar de ce îi teamă? Italia e campioană, dar vin și celelalte țări din lume, din urmă. 62% dintre băieții care nu se căsătoresc până la 35 de ani stau cu mama. Stau cu mama. Dintre fete numai 16%. De ce oare? Unii pot să-și capete autonomia și știu ce să facă și ei lasă rămân dependenți până la adânci bătrâneți. Probabilitatea ca un bărbat să moară foarte repede după moartea soției este enormă. Pentru că i-am neajutorat. Pentru că le-am castrat potențialul de a se descurca în viața lor cotidiană. Deci lucrurile sunt foarte, foarte împărțite. Deci noi trebuie să ne gândim complex. Acum vorbeam de o carte care a fost construită într-o etapă în care nu au apărut să problemele astea. Ele sunt de generație nouă, adică pe scurt, au putut să apară mai degrabă în generația celor, să zice, mediu tineri de aici. Așa că nu, și apropo de chestia cu ministeriatul. Da, au fost niște situații în care am putut influența decizia la Ministerul Educației. De exemplu, am putut influența decizia să se voteze ordonanța pentru prevenirea și combaterea discriminării, pentru că domnul Miroi aici de față era secretar de stat la Ministerul Educației, a susținut-o și a introdus-o. Adică traficul de influență. Da. Lobby acasă. Dar cel lobizat era de mult convins. Și a profitat de ocazie. Lobby la prietenul Mircea Miclea, care a
introdus codurile etice în universitate, să-și vorbi, da. Pe de altă parte, cum și soțul meu, mai ales el, și eu am fost mereu implicați în diverse proporții în reformarea educației, vă putem spune cu mâna pe inimă, contrareforma e mult mai harnică decât de fapt. Nu știu dacă se încheie pe nota asta optimistă. Sau să mai luăm o întrebare chinuind-o pe, pe Mihaela, dar profitând de faptul că e... Mă chinuiți mie, nu, să nu vă fie fric. Deci mai avem o întrebare. Cred, da, mai avem o întrebare, Roger. O întrebare foarte scurtă. Ați început prezentarea dumneavoastră zicând că în timpul studenției, în bibliografie, nu era reprezentată nicio femeie. Zero. În ziua de azi, câte sunt? La facultatea de filozofie? Câte și-au găsit loc? Habar n-am. Nu lucrez acolo, am lucrat într-o facultate de științe politice, era nouă, nu erau conservatori, că n-aveau ce conserva. Eu am avut noroc. Deci m-am dus într-o instituție în care establishment zero, conservatorism de unde și până unde, că facultatea aia s-a făcut tocmai pentru că unii proiectau integrarea euroatlantică și au zis, domnule, trebuie să pregătim oameni. Așa că noi ne uitam în spate. În facultatea de filozofie își continuă dialogul cu misoginismul foarte bine mersi. Are peste 80% absolvente și probabil 70% dintre doctori sunt doctore în filozofie și în continuare reclutează mai nimic în privința femeilor. Deci nu-și găsesc loc în facultate. Ce politică de carte au ei acolo, în ce măsură introduc, nu știu, perspective de epistemologie feministă, de ontologie de genul ăsta, de etici feministe, nu știu, eu știu că am predat la acea facultate 4 ani filozofie feministă și n-a fost ușor. Nu din cauza studenților, din cauza colegilor. Care îmi umileau studenții, pentru că fac cursul ăsta. Nu. Deci, da. Vă spun că cu toate facultățile astea noi, apărute după 90, toate lucrurile noi au fost mai ușor de înghițit decât pentru cele de tradiție serioasă.